Ceremonie pentru olimpicii români la Palatul Victoria. În cadrul festivității, premierul interimar și ministru al educației și cercetării științifice, Sorin Câmpeanu, i-a premiat pe elevii care au urcat pe podium la competițiile internaționale. România a fost mereu pe podium, ceea ce reprezintă o performanță ieșită din comun a sistemului de educație din România. Cred că avem de învățat de la toți acești tineri și mi-exprim speranța că ei reprezintă un model pentru generația lor, dar și pentru generațiile viitoare. O Românie puternică nu poate fi construită decât prin educație, iar dumneavoastră reprezentați acele vârfuri, acele zone de excelență care pot da practicile, politicile, experiențele ce ne pot duce mai departe, către o viziune pentru o educație, către o strategie. Dumneavoastră sunteți formatori de elite, dumneavoastră, doamnelor și domnilor profesori, pentru că voi, dragi elevi, sunteți elitele generației voastre și asta înseamnă enorm. 225 de elevi, distinși cu peste 250 de medalii, dintre care circa 50 de aur, la olimpiadele internaționale sau regionale, juniori și seniori, pe disciplină au fost recompensați la Palatul Victoria. Pentru ce ai primit premiu? Pentru Olimpiada Internațională de Matematică a liceelor de limba maghiară. Ești pasionat de matematică? Da, de fapt de toate materiile realistice. Și matematică, și fizică. Te-ai pregătit mult pentru acest concurs? Da, de curs de un an de zile. Ce alte pasiuni mai ai? Chimia și limba română. Pentru ce ai primit premiu? Pentru Olimpiada Internațională de Lectură. Te pasionează lectura? Da, pot spune că da. A definit o pasiune de-a lungul anilor. Partea cea mai importantă cred că este a dascălului. Dacă dascălii noștri sunt ajutați să-și desfășoare activitatea numai cu suflet, atunci cred că vom avea reușite și mai bune. Bineînțeles, aceste premii sunt foarte importante pentru că aduce elevul în sistemul de valori. Putem spune că calitatea într-o școală se obține prin performanță, iar în spatele acestei performanțe a elevului stă neodihna dascălor de excepție. În cadrul ceremoniei au fost premiați și cei 230 de profesori care i-au pregătit pe elevi, dar au primit distincții și cele 99 de școli din care provin laureații.